Deputatul de Giurgiu Nicolae Florian este aproape de toți giurgiuvenii care îi se adresează cu o problemă. Asta reiese din numărul tot mai mare a celor ce aleg să vină în audiență. La fiecare sfârșit de săptămână, parlamentarul le alocă cetățenilor mai mult de 2 ore, timp în care aceștia spune cazurile. Majoritatea celor care vin să-i ceară ajutorul deputatului sunt disperați, pentru că oriunde, spun ei, ar apela, ușile le sunt închise. Printr-o situație asemănătoare trece și giurgiuveanul în vârstă de 50 de ani, Marin Stoica. Bună bucată de timp, omul caută disperat un loc de muncă ca agent de pază. În toate locurile unde a încercat să se angajeze, s-a lovit de refuzul angajatorilor. Ia ziceți, cu ce vă putem ajuta? Păi, domnule deputat, sunt într-o situație critică, caut un loc de muncă în domeniul ăsta al agentului de pază, pentru că alt domeniu nu mai găsesc, am lucrat 9 ani de zile și ultima oară am fost la domnul Chițu, în Prod-Oase, așa, și s-a restructurat locurile de muncă și fără niciun fel de șomaj. Acum sunt într-o situație critică. Stau și la bloc. Avem datorii. Unde stați la bloc? Chiar aici, în blocul 79, Lumina. Misiunea este să vă îndrumăm, să vă ajutăm, să vă consiliem, să vă acordăm sprijinul, să fim lângă dumneavoastră. Da, și sigur să ne lângă dumneavoastră. Deci domnul Moțanu să vă ajute. Dacă nu este domnul Moțanu, să fie doamna Lia Măcelaru, dacă nu domnul doctor Pic. Dar să găsim o soluție, să facem un lobby pentru dumneavoastră. Un alt caz emoționant este situația financiară a Mariei Breazu. Femeia în vârstă de 57 de ani a ajuns la capătul disperării din cauza lipsei banilor și a valorilor utilităților deja mult prea mari pentru venitul de 730 de lei. Giurgiuveanca locuiește cu chirie și are un băiat ce este bolnav de o formă rară de schizofrenie. De ce am venit eu la dumneavoastră? Vă rog. Sunt într-o situație foarte, foarte grea. Eu iau 5 milioane în mână. Băiatul ia 2 milioane 300. Am și cupon de pensie, plus și ce am eu aici, uitați, cuponul la băiat de 2 milioane 300 de handicap, plus salariul meu de 5 milioane. La care, uitați, băiatul a fost acum internat. Schizofrenie paranoidă. De câte 4 ori pe lună îl internez. Am o factură la televizor de 1 milion și am o factură la lumină de 1 milion. Am o factură la apă de 600. Nici nu mai știu, am chirie 2 milioane. Am ajuns, vă spun sincer, la disperare. Am făcut și ori de sprijin financiar la primărie. Nu mi s-a aprobat. Am făcut de sprijin financiar la Consiliul Județean. Nu mi s-a aprobat. Învățați-mă dumneavoastră unde să merg și eu cu asemenea nenorocit care e pe capul meu, care nu știu, nu pot rost să mai au. Doamna o să scrie o petiție, domnul doctor Pic. Doamna să scrie o petiție și să, după aceea să o înainte. Acestea nu sunt însă singurele situații cu care giurgiuvenii vin să găsească o rezolvare la cabinetul deputatului de Giurgiu Nicolae Florian. Fie că au nevoie de ajutor pentru încălzire, fie că nu găsesc o rezolvare în probleme legate de perfecționarea actelor, locuințelor, cetățenii orașului nostru își lasă soarta mâinile celui ce îi reprezintă cu brio în Parlament. Pe zi ce trece, numărul celor ce vin la cabinetul parlamentarului crește, pentru că toți cei ce au venit să ceară ajutorul au avut parte de o soluționare rapidă a problemelor, semn că, pentru Nicolae Florian, problemele giurgiuvenilor reprezintă o prioritate.